Bună seara, prieteni, și bine ați revenit la emisiunea Și punctum, locul unde istoria îi explică și conturează realitatea. Recunosc că tema acestei discuții mi-a venit la o conferință internațională la Universitatea Alexandru Ancuza, unde am avut un atelier legat de confesiuni și identități legate de a români. Și deoarece suntem într-un an care vine cu centenarul Unirii, ne-am gândit, așa cum am făcut și în cazul românilor din Bucovina, să trecem Dunărea și să vedem cum stau lucrurile cu multiple comunități românești, române, istro-române, macedo-române, pentru că astăzi o să încercăm într-o discuție interesantă, cred eu, să ne descurcăm asupra multiplelor origini ale latinității tocmai la sud de Dunăre. Și am invitat în această seară alături de noi doi oameni care în fel diferit au cunoscut aceste comunități. În dreapta mea l-am pe domnul profesor Dorin Lozovanu, doctor în geografie și președintele Asociației de Geografie și Etnologie din Republica Moldova. Bună seara, domnul Lozovanu. Și pe Ion Leașencu, președintele Blocului Unității Naționale, care este de istorie, de profesie istoric, dar care are o componentă practică a cunoașterii. Și o să încep cu domnul profesor Dorin Lozovanu, care o să-i, prin prisma faptului că teza de doctorat este legată de această temă propriu-zise, populația românească din peninsula balcanică, teză de doctorat susținută chiar la Universitatea Alexandru Ancuza. Domn profesor, care este istoria acestei români și nu români? Dacă sunt români, care sunt variațiunile? Pentru că avem o mulțime de denumiri asupra acestor comunități la sud de Dunăre. Da, eu mi-am legat deja mai mult de jumătate din viață, cred că, de cercetarea comunităților românești din afara granițelor și, în mod special, a populației românești din peninsula balcanică. Fiind student încă la Iași, pasionat de geografia populației, de etnogeografie, am început cu o expediție în anul 1995, care mai târziu s-a soldat cu alegerea tezei de licență asupra populației românești din peninsula balcanică și am continuat peste 10 ani cu o teză de doctorat referitoare la populația românească din peninsula balcanică. O sarcină destul de grea, irealizabilă într-un termen scurt. Asta este, cred, de probabil o hartă care vine din teza pe care ați făcut-o și, dacă, dat fiind că o avem aici, aș vrea, povestindu-ne, să ne explicați ce reprezintă ea, ce sunt culorile. Da, este o hartă realizată încă atunci când am susținut teza de doctorat cu metodele cartografice mai tradiționale și reprezintă răspândirea comunităților de aromâni în peninsula balcanică. După cum vedeți, aromânii au devenit ca un spațiu insular înconjurat de alte etnii, asta din cauza proceselor de asimilare și din cauza condițiilor, să zicem așa, nefaste, prin care aromânii nu au căpătat o entitate statală sau măcar o regiune, să zicem așa, autonomă, încât sigur că după destrămarea Imperiului Otoman, românii s-au pomenit a fi divizați între patru state, regiunea lor unde ei sunt băștinași, unde este populația autohtonă, respectiv rămânând în regiunile mai izolate, de obicei de munte, unde de obicei știm foarte bine să păstrează elementul etnic și lingvistic mai mult timp față de regiunile mai de câmpie și mai urbanizate. Astfel avem diferite culori, ceea ce este important de vorbit despre români, că ei nu reprezintă o unitate atât acum ca o identitate, dar și ca variații dialectale de grai. Românii pot fi împărțiți în două mari ramuri. Prima este, sunt fărșeroții, ramura care este specifică albanii, în aproape în exclusivitate, deci sunt cei care locuiesc în sudul, jumătatea sudică Albaniei, și un alt grup mult mai numeros sunt grămustenii, care locuiesc în tot nordul Greciei, în Republica Macedonia și în sud-vestul Bulgariei. Ambele aceste grupuri de români au avut migrații atât în teritoriul României, ajungând să populeze și să înființeze o serie de localități, în special în Dobrogea,
anterior în cadrul la Tier, pe urmă s-au mutat și în partea din nord a Dobrogei, dar și emigrații destul de mari în alte areale. Îi găsim, deci, în parcursul multor secole deja și în multe urbi europene, nu numai din Balcani, dar și din Imperiul Habsburgic de atunci și din alte regiuni, chiar Statele Unite sau Australia, avem comunități răspândite de a români. Dar vroiam să fac așa o introducere, o retrospectivă, deoarece foarte mulți, cu părere de rău, confundă românii balcanici sau sud-dunăreni exclusiv cu a României și vreau să fac o precizare. Populația românească are unitate ei firească, dar are și o diversitate destul de mare. Astfel, după criteriu științific, acum vorbim, că de aici pleacă această terminologie, avem comunitățile de daco-români, care sunt și la sud, și la nord de Dunăre. Moldovenii fac parte din această categorie de asemenea și din această categorie fac parte și românii din Serbia, indiferent că sunt identificați ca vlahi sau caravlahi prin Bosnia, de exemplu. La fel sunt și românii din Bulgaria, în marea parte, deci cu excepția sud-vestului Bulgariei, unde arealul a românilor. La fel, în Croația avem o parte din vorbitori, sunt daco-români în nordul și estul Croației și caravlahii din Bosnia, care ce-au mai rămas din ei, sunt la fel vorbitori ai daco-românii. O altă ramură, a doua, ca importanță numerică și ca entitate așa bine conturată, sunt a românii, iarăși un termen puțin savant, pentru că ei însăși fărșăroși, să zic chiar și mai aproape de termenul, zic rămâni, mm-hmm. deci fără au protetic, pe când ceilalți grămusteni zic armâni, de la un aprotetic care apare în multe contexte, deci la râu ei zic arâu și așa mai departe. Sigur că alte teorii sunt și cu alte idei, dar... Da, și asta este specific celor din Grecia, după aia fiind împrumutat și de către românii din Albania sau Macedonia. Da, în Albania ei firesc nu-și spun, deci din cauza că termenul s-a încetățenit ca comunitate a români, dar oamenii își zic rămâni dacă vorbești cu ei așa. Ionea, în modul firesc. Vreau să te întreb, de unde vine experiența ta, cum ai trăit-o și de unde interesul pentru aceste comunități? Bine, eu am o dragoste deosebită pentru toți românii din afara granițelor, în special din afara granițelor României și a Republicii Moldova, pentru că noi cei de aici o ducem bine cât de cât, avem școli în limba română, avem presă. În prezent nu este niciun pericol ca limba română în spațiul protonistrian să dispară, iar dacă să vorbim despre românii din afara granițelor, e mult mai greu. Știm ce se întâmplă acum cu școlile românești din Ucraina, iar românii sud-dunăreni, în cazul lor, este o minune că ei mai vorbesc românește, pentru că deși nu au școală românească de 150 de ani. Atunci, ce școală se mai făcea? Mai era puțin. Acum, nici în Albania, nici în Grecia, nici în Macedonia sunt tentative, în Bulgaria nu este nicio școală românească. Sunt doar acele școli duminicale. 4 școli în Albania, în Grecia, nici astea nu sunt. Dragostea îmi vine probabil de pe la vreo 10 ani, când am dat peste un atlas etnografic și am văzut acele puncte și pe hartă și am zis, uite că acolo sunt români. Și văzând că toate toponimele și hidronimele au origini românești, trecând prin istorie și amintindu-mi de țăratul vlaho-bulgar, româno-bulgar, care practic avea o conducere români. Iar, de fapt, din ce știm, rog să mă corectați, este unica formă de statalitate pe care a românii o revendică ca fiind una a lor autohtonă. Mai sunt. Parțial, deci că atunci încă nici nu erau conturați bine între ei românii și meglenoromânii și chiar vlahii românii propriu-ziși. I-au avut câteva tentative, de exemplu, chiar mai recent, în perioada celui de-al doilea război mondial, au fost niște tentative de autonomie cu Republica de la Pind, dar efemeri, desigur, că a fost și un proiect de a crea un stat dual albanezul a român. La începuturile secolului 20, care cu părere de rău a ieșuat, albanezii și-au obținut o statalitate, a românii totuși au rămas în afară.
Dar sigur că asta nu exclude faptul că populația română există, are specificul ei și sigur că ar trebui să bucure de drepturile elementare, etnice și lingvistice pe care le au. Să vă întreb ca la școală, așa, pentru că eu știu că foarte mulți copii privesc această emisiune și elevi chiar de unde s-au luat românii în aceste spații, dacă sunt diferiți de românii care locuiesc în România, din noi și... Păi asta e problema etnogenezii, care este tratată de mai mulți istorici, atât din România cât și din spațiul balcanic, atât și mai mulți istorici, așa mai degrabă persoane pasionate care s-au ocupat de istoria românilor din cadrul comunităților românești. Ei nu s-au luat de nicăieri, ei sunt autohtoni acolo. Asta este, deci, absolut firesc și este chiar mai firesc să avem acolo o populație românească, deci vorbitoare de limbă latină, decât poate este în spațiul nostru, chiar pentru că știm foarte bine că în această regiune a făcut parte foarte mult timp din Imperiul Roman. Teoriile acum sunt diferite, dar este clar că este aceeași populație traco-iliră, la un moment dat romanizată, peste care s-au suprapus și alte elemente, în special slavii. Slavii, deci, este evident, nimeni nu poate contesta că au venit mai târziu. Albanezii și grecii, dacă cât de cât erau în spațiu respectiv și reprezintă la fel o populație autohtonă, dar cu mențiunea că grecii au avut tot timpul o civilizație maritimă, deci undeva, chiar și acum, simți în Grecia, mai mult de 100 de kilometri de la țărm, deja se cam diluează civilizația greacă, nu prea este autentică, este suprapusă peste alte elemente, fie a români, fie albanești, fie slavi. Iar divizarea între aceste patru grupuri dialectale, așa românești, daco-români, aromâni, și mai avem două foarte mici, care într-adevăr sunt expuse pericol de dispariție totală, sunt megleno-românii, într-o regiune mică la granița Macedoniei cu Grecia, Republicii Macedonia cu Grecia, și istro-românii, în general, o enclavă foarte mică rămasă în Istria, în Croația actuală. Acum, sigur că în ce măsură sunt apropiați și depărtați unii de alții aceste grupuri, eu cred că undeva deseori în egală măsură. Deci au meglenul românii, uneori au elemente mai apropiate cu daco-românii decât cu aromânii. Sigur că multe îi apropie mai mult cu aromânii. Dialectal, chiar vorbind, e foarte interesant la nivel de graiuri și dacă ne afundăm în limba română arhaică, românii au și multe elemente comune lingvistice cu moldovenii, de exemplu, cu formele dialectale moldovenești, care nu le găsim nicăieri. De exemplu, ghini. Ghini doar moldovanul și românul o să pronunțe în așa formă. Deci niciun alt român din alt spațiu. Sau amu, de exemplu, care este și în Transilvania, desigur, și în Banat și astea, dar este și la a românii, spre deosebire de formele literare de acum sau din țara românească. Și multe alte elemente. Di, pi, deci trecerea asta lui iurile, g-urile, z-urile și niu. Niu ăsta așa foarte interesant, care este și latin, dar și tracic, și autohton foarte vechi, și îl găsim foarte bine reprezentat în Maramureș, și îl găsim foarte bine reprezentat și la români, dar și la moldoveni care mai folosesc graiu, care mai pot pronunța autentic așa, pentru că limba literară un pic o ignorată unele din aceste fonemi care sunt românești arhaice și foarte interesante și ne arată o unitate mult mai mare decât acum ne-am raportat noi la formele lingvistice moderne, care știm bine s-au franțuzit, s-au umplut cu multe alte vocabulare care nu era specific secolului XVIII sau chiar XIX. Încât, pentru mine, eu am înțeles toate dialectele din cauza că m-am adaptat destul de ușor la ele, cu, sigur că specificul unde a fost procesul de slavizare. De exemplu, înțeleg mult mai bine armânii, românii din Republica Macedonia sau Bulgaria, care uzează neologisme slavi, care sunt foarte clare, și poate ceva mai puțin cei din Grecia și Albania, care sigur că au fost influențați mult de limbile greacă și albaneză. Vreau să te întreb, cum ai văzut tu aceste comunități, pentru că ai trecut prin ele, în primul rând să ne povestești pe unde ai fost, și cum le-ai găsit, dacă te-ai descurcat în limba pe care o vorbesc? Da, păi am început această expediție, de fapt, cu o scurtă plecare în peninsula Istria, unde am fost la Sușnevița. Se cunoaștem pe istro-români, a fost în iulie. La Sușnevița situația este gravă.
Numai sunt doar 100 de vorbitori de istoromână. Comparativ vorbind cu celelalte trei dialecte ale limbii române, a românii, dacoromânii și meglenoromânii, istoromânii, chiar dacă se află acolo de câteva generații, nu sunt autohtoni. Ei au migrat în mare din Ardeal, Banat, prin secolul XVI-XVII, sunt diferite date, dar s-au și contopit cu populațiile estromanice existente în Croația. Despre limba istro-română, ea este pe cale dispariție. În școala din Sușneveța, limba română nu se mai învață decât facultativ. Sunt doar 11 elevi care învață limba română, iar profesoara de limba română nu este o etnică româncă, este de etnie croată. Eu nu m-am putut înțelege cu ea românește, am vorbit în limba engleză cu ea. Adică asta e situația istoromânilor, chiar dacă vin foarte mulți bani de la ambasada României din Zagreb, s-a reconstruit școala din Sușneveța. Lângă Sușneveța sunt jeienieni. Bine, ca să vorbim despre istoromâni, îi împărțim în istoromâni și jeienieni. Istoromâni, de fapt, este un etnonim dat de către lingviști, un exonim, pentru că ei înșiși zic vlași. Numele care le-a fost dat de celelalte popoare, de fapt, în special de popoarele slave românilor. Iar cei din jeieni își zic jeieneni. Jeianți. Da, jeianți sau jeieneni. Ei vorbesc o limbă română arhaică, de aici probabil sunt și asemănările cu graiul moldovenesc, pentru că limba este mult mai bine păstrată acolo și nu a fost poluată cu ghilimele de regulare, cu neologisme de origine franceză sau engleză, însă sunt foarte multe neologisme de origine slavă. Mai acum din vocabular este slavizat. Așa este. Și am cunoscut pe nepotul lui Andrei Glavina, inițiatorul singurii școli românești care a existat în peninsula Istria. Andrei Glavina este principalul, de fapt, principală personalitate a istoromânilor și a făcut studiile la Iași, la Blaj, după care s-a întors în satul de Baștină, la Sușneveța și a întemeiat o școală, însă după moartea prematură a dânsului, în 1932, școala nu a mai funcționat, iar copiii lui, nepoții, au încercat cumva să continuă această cale de trezire a conștiinței românești la istoromâni. Pepo Glavina mai vorbește limba română bine, în dialectul istoromân, cunoaște dacoromâna, nu este o problemă să te înțelegi cu el, însă copiii mai greu. Copiii nu mai cunosc limba, nici nu au unde să unde ai fost în peninsulă? Bine, în peninsulă am fost doar la Sușneveța și la Jeieni, însă toponimia din peninsula Istria este românească. Am stat la o plajă care îi zice Vlașca, o plajă pe malul Mării Adriatice. După care, o altă parte a expediției, aici avem imagini din Moscopole. Deja a doua parte a expediției, unde am mers în Albania, în Grecia. Aici suntem la Moscopole cu un localnic care... Să ne povestești despre Moscopole, pentru că este ceva miraculos, într-adevăr, legat de acest centru al culturii și civilizației care a dispărut după intervenția otomanilor. Dacă da, ai putea în câteva ca cuvinte. Să fiu scurt, deși despre Moscopole e greu să vorbești puțin, a fost un adevărat centru al românilor și nu numai, era principalul oraș din Balcani, în apogeul înfloririi sale, populația Moscopului era 60.000 de locuitori, avea o bibliotecă, avea o universitate, bibliotecă, un dicționar româno-greco-albanez, era singura universitate care exista în limba română în acea perioadă. Existau peste 20 de biserici în Moscopole. Era cel mai mare oraș din Balcani, mai mare ca Bucureștiul, de exemplu. Dacă e să luăm confort sporul natural, deși în istorie nu putem vorbi cu chestii de genul, dacă totuși probabil ar fi fost un oraș milionar. Însă după intervenția
lui Ali Pașa cu albanezii și cu astea sa, la 1788, populația română a fost decimată prin faptul că centrul cultural, economic al românilor și administrativ, neoficial, a fost practic distrus, au fost ars, lumea a fost spintecată, pur și simplu. Astfel ajungem ca în 2017, la Moscopole locuiesc doar 1000 de persoane, majoritatea din ei, marea majoritate din ei români, populația albaneză care există acolo, sunt doar cei veniți să facă afaceri în turism, deschizându-și pensiuni. Și apropo, dacă puteți observa în imagini, ăsta este orașul Moscopole, pavajul este renovat, sunt lucrări de reconstrucție foarte mari acolo. Acest lucru parcă dă un suflu nou comunității, dar totodată va face în așa fel încât să vină tot mai mult populația albaneză și este în pericol și această comunitate să uite limba română. Aceasta este biserica Sfântul Ioan din Moscopole, unde l-am întâlnit pe părintele Toma Moscopoleanu, care este român. Această biserică fiind singura care funcționează în localitate, iar părintele Toma duce slujba atât în albaneză cât și în română și ne-a zis și tatăl nostru în dialectul la română, limbii române. Aici suntem la școala duminicală din Deviaca, de lângă Diures. Este o școală unde se învață limba română. Aici avem pe Maica Tereza. Apropo, a româncă. A româncă. Pe jumătate, da? Pe jumătate. Și la intrarea în școală este și pământească de mândare. Vorbeam despre unitatea românească, inclusiv cuist românii, pentru că am fost surprins să văd la Sușnevița pământească de mândare, care e imnul a românilor, să o văd la Sușnevița. Noi suntem cu directorul școlii, cu un om de afaceri a român, colegii care m-au soțit, foarte multă școală, foarte multă carte românească, doar foarte puțină școală în dialectul român. Este carte în dialectul dacă român. Ai adus această discuție, propun acum să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care aș vrea să revenim pentru cei care ne privesc cu două secvențe video în care veți auzi poate într-o premieră pentru un post televiziune în Republica Moldova, cum arată dialectul istronistrean și a român în două secvențe video pe care le avem datorită lui Ion Leașencu. Am revenit în studio și așa cum vă promiteam, rog regia să ne ofere două secvențe foarte scurte despre felul cum vorbesc românii, a românii, istro-românii în peninsula Balcani. Mai multe zahvali lui Vasilio Soimoru pentru acesta liber ce ne-a trimis și lui toți cestii cu ardei cu ei, însă și-a fost avlat Puhila și Sergio Cocoș și toți omirii cu ardei jivescu în Moldova. Cu ardei vorbesc cu limba lui moaie, la noi istro-romenii, la voi rumenski, e noi zicem vloașchi. Și de la noi a fost la voi în școală, nota, în Rumenie. Evoluiusite este domnzalul nostru, rastotă natuieta etei amin. Săm domnzale, săm vârtos, săm vârdi morte ni luem. Săm domnzale, săm vârtos, săm vârdi morte ni luem. Săm domnzale, săm vârtos, săm vârdi morte ni luem. Lăbdăciuna Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, to rastotă natuieta etei amin. Trinieta rășăm ni luem. Domnule Hărdzele, miardi, miardu, ani ți-am vânat, vatra mea unde arzi ani pe care i-am trăit. Grai picurărescu de păduri și plaie, grai păcurăresc, ciobănesc, de păduri și plaie. Zborul ți-a vindit gura, zborul ți-a vindit gura papului și animalii, zborul ți-a vândut cuvânt, pe care l-au auzit din gura. Așa cum vedem, o limbă foarte apropiată lucrurilor care se întâmplă la noi și, Dorin, nu pot să nu-ți dau această întrebare care la noi, cu siguranță, în această rivalitate cu limba moldovenească, limba română
Știm că în spațiul românesc este o dispută. A română este un subdialect al limbii române, ori ceva, o limbă aparte. Da, este o dispută atât istorică cât și din prezent destul de activă. Sunt mai multe păreri. Sigur că dialect este cu certitudine. Dialectul a român, asta au constatat-o lingviștii. Deja tradițional se consideră că este totuși un dialect al limbii române. În schimb, există și mișcări destul de multe personalități, atât a românilor din statele respective, cât și din diasporă, care consideră a română ca o limbă separată, asta bazându-se pe faptul că are o formă literară separat creată, deci utilizată și în forma dialectală, deci ca scris și ca limbă de instruire în Republica Macedonia în particular. Sigur că limitele astea între dialect și limbă sunt foarte arbitrare și deseori politizate, cu părere de rău, încât faptul că acum nu este atât de semnificativ, cred că taxonomia asta și categoriile care noi o să le aplicăm, este foarte cert că sunt o populație, sunt frații noștri, sunt populația care este cea mai apropiată de români și de România, dacă nu însăși sunt partea a comunității românești. Pentru că identitatea etnică la români este una flexibilă și deseori multiplă, în afară de faptul că este puternic afectată de procesele de asimilare și de propaganda din diferite părți. Acum, România a avut ocazia și cel mai mult a sprijinit această comunitate în secolul XIX. Vorbim de România mică chiar, deci, și mult mai puțin sprijin a acordat România mare sau cea din perioada socialistă aproape deloc. Și nici în prezent sprijinul nu este chiar suficient pentru a revitaliza aceste comunități. Dar din acea perioadă s-a conturat o unitate românească și în cadrul a românilor avem foarte multe personalități a românii care au fost, deci, acum unii chiar și naționaliști români, au fost aici patrioți este români. Este chiar o mare dilemă pentru dacă am ajuns la personalități și Ion Luca Caragiale și Sergiu Nicolaescu și Neagu Giuvara, Hagi, Halep. Și mă gândeam la ei că în discursul lor internațional, dar și intern, se revendică drept români. Cum rezolvă păi românii? Că pentru că a românii... Dar după statistici sunt vreo 10.000 de a români în România, așa declarați. Da, asta eu cred că nu trebuie contrapuse. La fel cum e situația cu moldovean român, deci ele se subordonează. Deci există românitatea în ansamblu ei care, în mod firesc, are diferite ramuri și ele sunt absolut firești ca la orice alt popor. Deci există și moldoveni cu certitudine, deci nu mergem pe iradiere anumitor categorii. La fel există și a românii. Iau părerea mea, deci și terminologia pe care aș utiliza-o, e vorba de niște subetnii. Dacă avem o etnie comună, siguranță avem și niște subetnii, a românii prezent fiind una din subetniile românești. Asta e o nuntă? Ce da, este? E o nuntă la Minciu, la Mețovo, și ei dansează hora și la ei, ca în zona Moldovei, nunta ține 3 zile. Despre personalități și despre furt identitar sunt atât de mult de vorbit, pentru că din Mețovo, din Aminciu, este de baștine un mare aromân, un mare grec și un mare om al, practic, moștenirii universale, este George Averu, cel care a fost unul dintre inițiatorii organizării primei ediții a Jocurilor Olimpice Moderne. Iar George Averu este de baștine din Aminciu. Până și în 2017, plimbându-te prin Mețovo, Aminciu, toată lumea vorbește limba română. Te înțelegi ușor. Unde ai pleca? Mergi la un restaurant, vorbește a română, la un hotel vorbește a română, iar omul simplu cunoaște a română foarte bine, limba arhaică. Aici suntem în munții Pind, în zona unde, în județul Ioanina, în zona în care toate localitățile sunt românești, doar că sunt localități mici, de câteva sute de persoane. Despre furtul identitar și despre această contradicție falsă dintre moldoveni și români, pentru că moldovenii sunt parte a poporului român,
la fel cum și a românii sunt parte a poporului român, se încearcă, în special, atât, de fapt, nu în special, dar atât grecii, cât și sârbii și bulgarii, să-i numească vlahi, spunând că este o etnie separată. În Grecia ei nu sunt recunoscuți ca un grup etnic, ci doar o minoritate culturală. Sunt greci care vorbesc o alt fel de limbă, ei nu au școală, iar vorbeam și înainte că, într-adevăr, analfabetismul a salvat românismul acolo, pentru că cei care nu au făcut școală în limba greacă vorbesc mult mai bine limba română. Mi-aduc aminte de Andoni din Selenița, pe care l-am cunoscut la Aminci lucrând la o casă. M-am înțeles perfect românești cu el. Și m-am mirat și el așa mi-a zis, eu n-am făcut școală, eu tot viața am lucrat cu cheatra. Așa exact e. Cum ne interbele da. Că analfabetismul nostru, lipsa de carte, care a fost în mare parte o chestie urbană, a salvat românismul în Basarabia. Dorin, văd, ai aici multe lucruri pe care ne le-ai trimis. Dacă ai putea să comentezi cum stau lucrurile cu a românii în Grecia, de ce o asemenea rezistență și de ce nu se recunoaște acest statut? Da, este rezultatul cercetărilor mele de peste 10 ani în peninsula balcanică, o expediție cea mai mare, 4 luni practic, am mers pas cu pas prin tot acest spațiu. Am avut și o serie de peripeții, desigur că am întâmpinat și dificultăți, dar și mi-am făcut foarte mulți prieteni și am simțit mediul, deci am înțeles foarte multe lucruri care am ținut mult să abordez, deci aceste cercetări din perspectivă inclusiv proprie, nu numai din materiale deja publicate. Foarte mulți tot perpetuează niște informații care au fost publicate în perioada interbelică sau în secolul XIX și sigur că multe din ele nu mai sunt valabile, inclusiv cu stereotipul că toți românii sunt păstori, deci ciobieni și îmblă numai cu turmele de oi. Nu, românii sunt o comunitate foarte dinamică, acum s-au urbanizat destul de mult. Ei țin la localitățile lor de baștină, majoritatea își păstrează reședința oficială acolo, dar locuiesc în orașe și vin numai în vacanță în satele care sunt situate în munți. Aici era, de exemplu, Crușova și aici este Dina Cuvata, unul dintre cei mai prolifici așa scriitori în a română, este Goran Costov, care primul a predat dialectul a român în școli din Macedonia. Aici am asistat chiar la prima lecție de a română la Skopje, pentru că în Republica Macedonia este dimensionat că este singurul stat care recunoaște chiar constituțional existența a românilor ca entitate etnică și entitate constitutivă a Republicii Macedonia. Chiar sărbătoresc mai nou albanezii la 13 octombrie. Și mai nou albanezii, deci foarte recent anul acesta, au recunoscut și ei faptul că deci, românii sunt populații băștinași, autohtonă și parte constituantă a națiunii albanezie. Situația din Grecia este cu totul alta. Grecia fiind... Vreau să comentez un pic această hartă în Albania. Ce reprezintă? Da, Albania, după cum vedeți, aici reprezintă răspândirea românilor pe Resi. Resi sunt districtele din Albania și, după cum observăm foarte clar, românii sunt absolut concentrați în partea sudică a Albaniei, cu câteva regiuni, deci este Corcea și Pogradeț, îmi vedem în partea de sud-est și în partea cealaltă se numește Câmpia Muzachiei, sau Muzecea în albaneză, unde există iarăși români foarte mulți în regiunea Dures, Elbasan, deci Fieri. Unde cifrele sunt procente din populația care locuiește acolo? Păi observați cam care este și procentul. În Corcea ar fi cel mai mare, deci s-ar ridica la vreo peste 20%. La fel în părțile deci, de sud, de exemplu, chiar și în Permet, sunt și unele districte unde românii cel puțin reprezintă. În Saranda mai sunt și greci acolo și mai amestecat, dar îi găsim în toată partea sudică a Albaniei. Respectiv, este foarte complicat asta, pentru că eu ca geograf și ca aspect demografic n-am putut să mă bazez pe datele statisticilor oficiale, pentru că în acest sens ar trebui să consemnăm zero a românii în multe părți. Da, chiar vreau să vă întreb că am găsit în datele statistice o marjă foarte mare. Deci în Albania dintre 10 și 300 de mii de români. Ce înseamnă asta? Păi așa este, pentru că nu există datele oficiale. Eu m-am consultat și cu cercetătorii albanezi, adică ca să fie un punct de vedere obiectiv, cu
cu geografi, cu demografi, istorici care recunosc existența românilor, toți nu o să poată să nege că ei nu există. S-au mai făcut cercetări și în Albania, mai am și aici chiar niște cărți și în albaneză, dar numărul lor, sigur că cu exactitate nu vă putem estima și e vorba despre cine vorbim. Dacă vorbim despre populare, persoane care sunt originari, au originea română, sigur că atunci putem să ajungem la sute de mii foarte ușor. Dacă vorbim acum doar despre cei care mai cunosc dialectul a român, sigur că numărul lor scade foarte mult din cauza că generațiile tinere sunt supuse unui proces de asimilare. Dar situația în Albania este mai bună și însuflă optimism, pentru că atât politica Albaniei, eu aș spune că este una indiferentă. Dacă românii se mobilizează, dacă România acordă un sprijin sau altcineva, românii deci nu au impedimente de a-și organiza grădinițe, școli, au reviste acolo, deci mai apare și la posturi de radio limba, sunt societăți, suțate armânești, cum se spune. Există catedrala din Corcea, unde veritabilul preot Dimitrace Veriga, Dumnezeu să-l ierte, a decedat nu de mult, a făcut un mare efort și a făcut un centru religios a român, deci în Albania. Și există memoria istorică și etnică. Și în plus, în Albania este cea mai mare solidaritate a românilor față de români. Deci foarte mulți nu neagă apartenența la românism și se identifică și ca români, deci în al doilea rând. Grecia, situația este total inversă. Statul grec nu recunoaște existența minorităților etnice în ansamblu. Nu. Deci nu este o chestie. Nu ne referim doar la români. Deci nu există, asta înseamnă că nu există posibilitatea nici de a cerceta, nu există recensăminte, nu există date oficiale absolut referitoare la comunitățile etnice. În afară de români, mai sunt foarte mulți albanezi și slavofoni, fie mai considerați macedoneni sau bulgari în partea nordică. Și turci mai sunt și mai sunt și alte elemente etnice în Grecia. Deci în Grecia este și numărul cel mai mare de români. Acolo cu siguranță putem să-l extindem chiar la un 300 de mii, pentru că... Și locuiesc cel mai compact. Și locuiesc mai compact, desigur, că în zona Pindului sunt... De 40, adică cum? Datele dau 40 de mii și după aceea dau cifra de 200 de mii. Este o chestie care... Pentru că estimările sunt foarte subiective, ca să zicem acum. Mai nou, deci eu când am fost chiar în prima fază a cercetărilor, am avut impedimente în Grecia chiar, deci să fac aceste cercetări, pentru că deseori ele nu sunt salutate, căutând a români prin munți și făcând interviuri și discutând cu oamenii. Până la urmă am reușit în mare parte, deși foarte mulți oameni sunt încă reticenți sau vorbesc în șoaptă și propaganda greacă este una de succes, Grecia având mult timp un statut economic și politic mai bun decât celelalte state balcanice, să ajunge la paradoxul că Grecia, deci chiar grecizează românii din Albania, nu numai din Grecia, prin acordarea cetățeniei și dreptului de muncă în Grecia, la toți cei care se declară greci și care sunt doar ortodoxi și neștiind niciun cuvânt, poate în greacă, ei pot fi acceptați ca greci. Iar a românii, mai recent, în ultimii ani, acum fiind vorba de drepturile omului, drepturi lingvistice, sunt recunoscuți ca o minoritate lingvistică maximum. Deci de greci vlahofoni, așa preferă ei să zică. Grecii există elinofoni, există vlahofoni, albanofoni, slavofoni și așa mai departe, dar sunt greci și chiar din ce am discutat mult acolo, li se inoculează că a românii, armânii, deci vlahii sunt cei mai buni dintre grecii și se dă exemplu multor personalități de a români care au contribuit la înființarea statalității grecii moderne. Coletis, care este din Siraco, deci este din Siraco, am și fost la unde este mormântul lui și monument acolo are și este evident că este armân și foarte și Cristalis, chiar și scriitori și mulți alte personalități politice până în prezent. Să știți că avem românii deci, chiar renumita casă de bijuterii bulgare. Deci este al lui Bulgaris, care este una română. Da, e din Țelenița, dacă nu greșesc. Despre, ca să estimăm numărul lor, bine, am avut o discuție cu domnul Pandi Belu, care e directorul școlii de arte din Corcea,
este un etnic român care vorbește dialectul dacoromân al limbii române. A făcut studii în România, la Timișoara. Și dânsul a estimat că, bine, origini românești au 300 de mii, dar vorbesc limba română între 80 și 100 de mii. Da, e mai aproape de, da, de adevăr. Așa, este până și primii... Deci ne referim la toți nu, la Albania. Din Albania. Doar la Albania. Dacă vorbim despre toți românii, probabil de Balcani ajungem la o cifră de 1,5 milion, dar câteva este sute de mii... Este prea optimist. Păi, ca origin, dar... Da, ca origin, ca origin, da, dar ca vorbitor, cred că 200-300 de mii... La 300 de mii, așa, tot o cifră încă un pic optimistă, dar poate realistă. Încă vroiam să vă întreb o curiozitate care am văzut-o. În recensămintele din Italia sunt raportați cam 9.000 de aromâni. De unde îi avem acolo? Din Albania, în marea lor majoritate, până spun. Da, foarte mulți din Albania au migrat în Italia, dar n-am întâlnit așa date. Nu știu pe ce criteriu puteau fi recenzați ca români. Ei sunt, sigur că, paradoxul, de exemplu, ca să zicem așa, prin anii 70, singurul post de radio în română era la Sydney, de exemplu, ca să înțelegem cât era situația, deși pe când în zona lor de baștină nu aveau niciun post de radio. La fel, publicații, avem societăți și în Statele Unite, la care, Boston în special, deci este societatea Fărșărot, acolo în Canada avem în Germania, a fost la Freiburg un centru, deci românii s-au putut manifesta liber și mult mai mult în diasporă uneori, sau în România, de ce nu? De asta, deci, în la asta vreau să ajung la România și la politicile române de colonizare cu a României a Dobrogei, pentru că a fost un proiect interesant, dacă ai putea să ne spui mai multe. Păi, în contextul frământărilor astea balcanice, a războaielor de acolo, a formării statelor naționale, care, de fapt, a românii, să zicem așa, au o nostalgie față de Imperiul Otoman mai degrabă decât față de statele naționale actuale, care i-au divizat. Deci, granița a trecut chiar printre satele lor, deci, și i-au despărțit și le-au marcat soarta de mai departe. Încât în acel context România, care atunci era mai preocupată de această comunitate și a încercat să-i ajute și să ofere solidaritate pe baza criteriului de etnic român declarat, au oferit a românilor, sigur că privilegii și terenuri și alte facilități, cum a făcut cândva și Imperiul Rus, știm bine, și la noi, pentru populația românească. Respectiv, aici fiind vorba de românii din Balcani, în special a românii, dar și meglenul românii s-au inclus în acest val, încât ei au migrat, deci au colonizat Dobrogea, inclusiv cadrilaterul care nu mai este la România, au înființat comunități acolo destul de compacte, tocmai pe baza, deci asta este chiar un argument că ei s-au simțit români și au considerat apartenența a românilor la națiunea românească. Altfel, sigur că ar fi un nonsens dacă românii nu au nicio treabă cu românii să fie solidari și să vină ca etnici români în România. Deși unii din ei în prezent acum încearcă să nege acest fapt și să identifice ca minoritate etnic separat, total, inclusiv în România. Soarta a fost una grea, desigur că pentru că toate aceste strămutări nu au numai succes, dar și multe probleme și mai ales cu cedarea cadrilaterului, majoritatea au trebuit iarăși să piardă tot ce au avut și să mute din nou. Iar în prezent avem românii bine reprezentați în județul Constanța și în județul Tulcea, mai avem niște comunități prin Banat, avem o elită intelectuală destul de bine reprezentată în București, este și Caramitru, Nicolae Șarban Tanașoca, de curând a decedat, Dumnezeu să-l ierte, un mare savant istoric român, Matilda Caragiu Marioțeanu, unul din cei mai importanți dialectologi români, deci sora lui Toma Caragiu, de fapt, foarte mulți alții, deci nu mai amintim acum noi, de Becali sau de Hagi sau alte personalități cunoscute în mass media românească, Neagu Giuvara și Hristu Cândroveanu și foarte mulți. Deci dacă ne uităm atent, o să fie chiar surprinzător de mulți care au apărat interesele României, care au contribuit foarte mult la, deci, edificarea României actuale, chiar să zicem și moderne.
încât controversa asta, eu aș da un exemplu interesant din experiența mea, deci identitatea, cum funcționează ea. Aceleași persoane care fiind a români, deci, și aici nu din experiență proprie pot să vă spun, o familie de prieteni din Albania, din zona Corcea, de exemplu, i-am prins în diferite ipostazi identificându-se în trei feluri. Deci au avut nevoie ca să vină la studii în România, să primească bursa statului român, au făcut declarații în scris, sunt etnic român, că asta e motivul de acordare a burselor. Deci s-au declarat oficial că sunt români. Au venit în România, au făcut facultatea la București, s-au întors în Albania. În Albania, ca să caute un post de lucru mai bun și în administrație și asta, deci când au completat ancheta, mai bine sună să te declari albanez, da? Totuși decât a român. Este națiunea mai avantajoasă ca să o declari. S-au declarat albanezi. Deja nu mai au uitat de identitatea românească așa oficială. După asta, salariul fiind destul de mic în Albania, procesul masiv de migrare la lucru în Grecia, includ inclusiv consulatul Greciei, deci are o declarație în care acordă cetățenie și drepturi de lucru și altele celor care expres acolo fac o declarație că sunt etnic grec. Mă consider etnic grec și aparțin filonului așa grec. Este acolo o formulă specială. Deci, respectiv, ca să obțină cetățenia greacă, pentru că, cu părere de rău, România aici are lacune și nu acordă cetățenia română pe criteriu etnic, ceea ce se discută și foarte mult se umblă cu falsuri că ar contraveni nu știu căror drepturi europene. Nu, Grecia practică, Grecia, Croația practică, Ungaria practică, deci Germania practică, da, în fine, deci nemții din Kazahstan nu s-au născut în teritoriul Germaniei, da. La fel, deci atunci Grecia prinde avantajul și tot aceiași persoane s-au declarat în fine greci și lucrează în Grecia. Deci asta într-o perioadă scurtă de timp. Acum dacă vorbim de același lucru cu românii din Kazahstan, care la un recensământ se declară moldoveni și la altul se declară ruși. Sau... Dacă e să ne oprim legătura între moldoveni... Un minut mai avem ca să facem anumite concluzii, Ion. Da, păi un coleg a făcut teza de licență subiectul dialectele limbii moldovenești în perioada sovietică. Și căutând informații la acest subiect, nu a găsit. Și după care profesorul i-a zis că dialectele limbii moldovenești sunt dialectul daco-român, istro-român, a-român și megleno-român. Cei care încearcă să ne mutileze identitar se încurcă și tot dă în propriile greble, încercând să ne mintă. Așa că toți suntem români, indiferent unde ne aflăm. Eu vreau să mulțumesc ambelor pentru că a fost o emisiune într-adevăr extraordinară și reprezentativă pentru cei care ne-au ascultat, din care putem trage probabil două concluzii importante. Primul, că spațiul românesc este enorm. Este de la Istria și Marea Mediterană până la Bug. Și despre românii care sunt până la Bug o să vorbim în una din emisiuni cu siguranță. Iar a doua, că multiple încercări de a diviza spațiul românesc, în ciuda faptului că românii sunt flexibili în așa suma multiple identități, este un nonsens, pentru că această unitate a acestui spațiu este consfințită din punct de vedere lingvistic, cultural și istoric. Să aveți o seară bună și ați fost alături de noi la emisiunea Și punctum, locul unde istoria explică realitatea.